Hai să-l băbeci, bine v-am găsit la un nou videoclip. De data aceasta o să luăm skin-ul pe Jackie, pentru că sunt la 2 win-uri distanță, desigur de Powerlink, ca să iau acest skin. Înainte să începem cu meciurile, nu uitați de butonul de like și de subscribe, ca de fiecare dată, și să activați acel clopoțel ca să prindă o fiecare de fiecare dată când postez. Astea fiind spuse, băbeci, cam pierd celule, sincer să fiu, din creier cu acești player, și efectiv am dat niște meciuri, e absolut câteodată imposibil să câștigi oamenii, ori fac troll-uri, nu știu. Deci efectiv când ești lider la room, le și arăt ce să ia, oamenii iau complet diferit, n-au nicio treabă și pierd destul de multe meciuri, deci abia aștept să urc într-o ligă mai mare în care să dau de player mai compatibil. Astea fiind spuse, hai să trecem la meciuri. Reușim să facem un comeback ceva, dacă stau băieții mult mai bine de data aceasta, pentru că vedeți și voi, acea B chiar joacă bine. Data aceasta o să iau eu mingea, o să o dau de aici, de pe mid, pentru că în caz de se întâmplă chestii, o să dau eu mingea de aici, bun. O să le dau slow la amândoi. Chiar dacă nu o să facem kill-urile, măcar mai luăm puțin control. O să-l omor aici pe carul acesta, perfect. Stăm binișor momentan. Dacă s-ar feri și băieții de acea B, ar fi super, super tare, dar... Na, hai să pușăm aici puțin acel... Cred că o să sară în B. O să sară în B, deși și-o pus speed-ul. E perfect, e perfect. Am sărit fix în capul ei, ceea ce este super, super bine. Momentăm, stăm foarte, foarte ok. Dacă îmi dă de acolo mingea, sincer, cred că era gol, dar oricum o să moară acel Carl. Am luat acolo un hit de la B. Văd că îmi merge cam bine. Tara, te rog, nu muri. Ok, sunt destul de... Hai că sunt destul de aproape. Am puțin din ultima dată. O să mai încerc eu să... Ok, puțin lag acolo. Am murit din păcate iar Tara și nu are nici pull-ul și o să și pierdem acest meci. Vedeți, pur și simplu nu ai ce să faci, am o Tara inaptă. Bine că e Carla și mai inapt decât Tara mea. Dar, pur și simplu nu pot să fac absolut nimic, nu ține de mine. Adică când nu ține de mine, nu ține de mine efectiv. Mai încerc eu să fac câte ceva, dar meciul deja... Bine, în teorie e 0-0, mai sunt șanse, Tara mea încă nu a avut niciun pull tot meciul. E aiurea când joacă randomiștea cu Tara, mai bine luam eu Tara. Dar, până la urmă mă gândeam, mai am două slow-uri. Trebuie să am grijă cum le dau, într-un fel, aș vrea să fac kill și pe Carl, dar și pe acea Tara. O să-i dau slow aici la Carl, pentru că oricum mai am încă unul. O să și sar în el, pentru că eram aproape mort și nu vreau să mor acolo. Deci, bun, hai totuși să și pușăm. Văd că nimește cam bine B-aia. Sperăm că Tara mea o să poată să-l tragă pe carul acesta. Dacă nu, fă ceva... Pe bune, frate, ce-a fost aia? Ai de capul meu. Cred că o să pierde mai mult ca sigur. Da, o să mă omoare carul. Era clar că o să mă omoare, pentru că nu am damage să îl omor. Tara nu are deloc pull acum și e cam GG meciul, deci... Nu știu exact dacă mai putem să facem ceva, o să încercăm, dar... B in overtime, eu cu Tara fără pull... Nu știu ce să zic, mai încercăm desigur, pentru că nu se știe niciodată. O să încerc să-i dau acolo, perfect. O să-i dau slow și o să sară în el. O să-l omor desigur aici, dar... sper că fac băieții mei acolo kill pe acel max. O să-i dau aici frumos la... B și cumva am câștigat. Hai să trecem la următorul. Bine, oricum este instant. Habar n-am cum am reușit să dăm comeback-ul ăsta, dar cumva am reușit. În fine. Hai să vedem dacă reușim să mai câștigăm un meci ca să luăm și noi win pe videoul acesta. Bun. Iată acolo din prima hit la acel car, care e car momentan, deci să sperăm că Ember-a mea nu o să moară atât de rapid cum a murit data trecută. O să... Stăm puțin, bă, că Tara pușează, așa că desigur o să pușem și noi. O să-i dau acolo un hit la Carl, două hituri. Momentan încerc să-mi fac ultimata, o să o pasez aici, de ce nu? Eventual dacă își mai folosește Tara un gadget, nice, perfect acolo. Chiar și-o folosit bine gadgeturile. Avem multă presiune la momentul actual. Mai urmează să-și facă și pull-ul, ceea ce ar fi deja casă, dar să nu-l mai dea ca meciul trecut, pentru că ați văzut și voi ce s-a întâmplat. O să încerce la aici ceva, dar nu are absolut nicio șansă. Cred că o să încep să-mi folosesc gadgeturile, dar vreau să le folosesc mai mult pe acea B. Vreau să și sar în acea B, nu știu exact unde este maxul. O să mă feresc puțin pe aici. Bun. Cred că, ok, maxul e aparent lângă B. Cred că e botul la max sau habar. O să încerc să dau un gol, să sperăm că o să reușesc. Și da, am reușit, nice, perfect.
Stăm foarte, foarte bine momentan. Nu știu exact ce făcea maxul acela, dar stăm foarte, foarte bine momentan. Da, cred că este și botul la maxul ăla. O să-i dau slow la B, ca să nu poată pușa cum trebuie. Dar n-am reușit să-l omor pe acel. Mamă, frate, dar ăsta cu Tara e paralipiped complet. Deci ăsta cu Tara chiar e paralipiped complet. Bun, haideți totuși să pușăm. Văd că nu mai e botul la max, din ce văd. Și aproape ne luarăm gol. Wow, ok. Stăm bine momentan. Carul ăsta o să vină iar în mine, dar de data aceasta am ultimata și nu am șanse să mor. Văd că băieții au și pus mingea în colț. Ar trebui în mod normal să o ia de acolo. N-are rost să o țină acolo, dar ok, bun. Deci ăsta cu Bica nimerește și nu prea îmi place chestia asta. Da, nu știu, nimerește chiar foarte bine băiatul. Bun. Dacă am putea să ținem, dar nu știu exact dacă reușesc eu aici să fac defense. Da, aparent am reușit. E perfect. Ok, odată acolo în pull, bine, nu pot să zic că e bun, pentru că nici măcar nu e bun, dar decât celelalte care le-au dat, sincer, ăsta a fost bun. Mai sunt 13 secunde, cred că meciul este GG. Adică chiar nu mai au nicio șansă. Din păcate nu prea mi-am folosit eu din gadget-uri, dar este ok cât timp am reușit să dau acolo un gol. Este perfect și... Na, ce pot să spun gigilor? Hai să trecem și la ultimul meu. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets... Da, băieți, trecem și la următorul match. Deja arată ca un lose. N-o mai zic nimic, efectiv. Pierd celule din creier cu playerii ăștia. Omul ăla a luat efectiv prima dată B, al meu mi-a Frank. Nu știu ce să mai zic, efectiv e, nu știu, ori își bat joc playerii, ori habar nu am. O să pușez aici, chiar dacă o să și mor eventual. Pare n-am murit bine acolo, kill pe acel gin al meu, perfect. O să pușez aici, sper să reușesc să dau gol, nice, perfect, am reușit să dau gol. Știam că nu o să mor chiar dacă avea acel 3K, din fericire am reușit aici să dăm gol. Mai am și slow, o să dau aici slow și la BB și la acea... deci stăm momentan binișor. O să sar desigur, poate o să mai reușesc să mai dau un gol. Din păcate nu. Dar stăm momentan destul de decent. Poate ginul meu? Gin? Perfect, nice. Habar n-am cum câștigăm, băieți, meciul acesta. Desigur a fost primul meci. Să nu vorbesc prea rapid, pentru că se întâmplă prea multe chestii. Și deci dacă reușesc să câștigăm cu un Frank pe Brawl Ball, când oamenii efectiv au full counter, e... deja e next level. În fine, o să încerc să-i dau acolo solo la amândoi, perfect. Din păcate o să și mor aici. Aparent nu, pentru că are... Wow, cumva n-a murit. Pentru că aveam... Da, bine spus. Ok, perfect acolo pull din partea lui Gin. Hai că Ginul meu parcă mai mișcă ceva. Vreau să sar în acea B. Cred că o să sar acum în acea B. O să-și pună și gadget, desigur, dar tot o să omor. E perfect, e perfect momentan. O să omorăm și acel... Să dau aici pasă la acel gin, poate reușește el să dea un gol. O crezi că o să mă bag eu, din păcate, dar o să încerc să tanchez aici. Ok, perfect. Stăm momentan binișor, din păcate am luat slow și o să și mor. Cred că reușeam acolo să dăm gol, dacă... Hai mă, Frank, pe bune. Vine o BB cu knockback și tu încerci să-i dai ultimata fără gadget. În fine, sunt destul de aproape de ultimata. Din nou, ginul meu are ultimata, poate o să reușească acolo el să dea un pull. Aparent și reușit, nice. O să dau mingea de aici. Momentan am două slow-uri, v-am zis, vreau să folosesc slow-urile. Am luat și un 3K de la BIA, nici măcar nu știam care 3K-ul. O să încerc să dau slow-urile eventual dacă dau poison la două persoane, pentru că nu prea aș vrea să dau la o singură persoană, dar o să sar aici în acea B. Am sărit complet greșit și s-ar putea să ne coste chestia asta. Să sperăm că nu o să ne coste chiar atât de mult. Ok, un stand destul de bun acolo din partea lui Frank, nice, stăm bine, deci chiar stăm foarte, foarte bine, chiar dacă nu a fost cel mai bun jump al meu, chiar stăm foarte, foarte bine momentan. O să încerc acolo, se dau slow, să nu-i dau, ok, perfect, hai că o să sar aici în această B, stăm foarte, foarte bine momentan, o să mai fac aici încă ultimată, n-am să mor aparent, nice acolo, zinco da gol, nice, și o irosit acolo cu olegi ultimata, perfect, perfect, băi băieți, stăm foarte, foarte bine la momentul actual. Bine, deci chiar stă prea, prea bine, nu știu exact cum de reușit să stăm chiar atât de bine. Ok, Frank-ul meu încearcă să dea gol, o să-i dau slow aici. Nu a fost cel mai bun slow, o să încerc aici să mă ferez de acea B.
Am spamat acolo auto-aim-o, credeam că o să-mi fac ultimata să sar în B. Dar momentan stăm bine, deci băieți, stăm foarte, foarte bine, chiar arată ca un win. Nu știu cum am reușit să câștigăm meciul acesta, cumva am reușit. Deci da, habar n-am cum. Congrats, ce pot să zic, a jucat foarte, foarte bine acel gin. Sincer vă zic, am 4 luzuri și na, ce pot să zic, hai să trecem la outro. Hai să luăm și skin-ul ăsta pe Jackie, vedeți, am făcut 50 de win-uri, așa că ne dă oferta asta cu skin-ul pe Jackie, desigur o să-l cumpărăm. Cred că este unul dintre cele mai faine skin-uri la momentul actual din joc, are niște efecte super, super faine. Mă bucur că am reușit într-un final să fac win-urile, pentru că efectiv m-am chinuit foarte, foarte mult. Cred că este unul dintre cele mai faine skin-uri din joc la momentul actual și desigur ăsta a fost și videoclipul, băieți, așa că ne revedem data viitoare să aveți o zi sau seara faină, depinde când vedeți acest videoclip. Numai bine, pa, pa!